Critici pe telefoane, jocuri. Azi nu e un soare puternic, e bine de mers pe jos. Un gândac de jucărie, a? Rocu. Se facă cu pitici cu gândacii dacă îi mănâncă, știi? Da. Se obișnuiască cu ei. Wow, sărăcuțul câine. Ne-am luat 12 banane cu un dolar jumate. Este mai scumpă zona, dar merită. Și mai ales bananele astea lemon, foa, specialitate. Mergem vreo 3 km acum. Mergem vreo 3 km până la plaja 4K. Care înseamnă 4 km, de-aia eu pus 4K, noi ne gândeam la 4K, la rezoluție. Poate și rezoluție, că are un albastru. O grădină foarte drăguță. Din fața salonului de masaj. Primul loc de stat la plajă. Aceasta este terasa la care am mâncat aseară. Land for sale. Ce loc de tolăneală super bun!
hub de budiști. Au venit în vacanță și au luat un bungalow pe plajă. Păi, nu te joci. Budiștii vor la mega lux. Cei drept e destul de mișto să stai la o căsuță pe plajă și nu sunt foarte scumpe. Undeva la 25. 25 de dolari pe noapte, lux. Chiar nu ai probleme în asta. Asta e tare. Are și aer condiționat. Ce vrei mai mult, mamă, asta e super tare. Direct cu ieșire la plajă. Bine, plaja asta nu este cine știe ce, dar la 600-700 de metri găsești un loc mega interesant. Ai Sihanoukville, $5, budget slow boat. Pleacă din Kotoc, unde suntem noi. La 7. La 6, nu? A, sau la 7, da. Da, la 7. Dacă cineva ajunge în această zonă, poate să ia barcă cu $5, mai ieftin decât am plătit noi. Aici sunt numerele de telefon, au și WhatsApp, Telegram, WeChat. Mare combinație. Cu $10, jumătate de preț decât am dat noi. Dar bine, noi am dat tocmai din Kampot. Din Kampot, dar dacă ajungi în Sihanoukville, poți să o iei cu $5. Lux. Face ceva mai mult. Noi am făcut până într-o oră, asta face cam 3-4 ore. Poate, nu ai de unde să știi, poate 2 ore. Din ce am citit, trebuie. Păi nu, dar e barca lucanicilor care face 4 ore. Okay. Pentru că stau și descarcă gustări și tot felul de chestii. E, voilà, ai găsit inelul, a? Da, mi-am pus să-mi iau papucii și am găsit acest inel. Argint? Da, 925. Nu, ce ai scos? Cu o mână. Asta e. Jungla. Jungla de pe insulă. Ce e mișto la insula asta, că este foarte wild. Și o grămadă de natură. S-a apărut un cățeluș. Unde se ieșe din apă? Nu știu. Se pare ud. Aloc 4K. 4 km de plajă. Hub de englezoi. Laguna albastră.
Este top această insulă. Laguna albastră. Covrong. Mergem să căutăm un loc de stat la plajă. E interesant că este destul de curată plaja. Nu sunt foarte multe gunoaie, ceea ce are un bonus. Four K, 4 km de plajă. Să-i dăm prima baie pe ziua de azi. Am făcut o baie de câteva ore. Acum e timpul să mai mergem puțin pe plajă și să mai facem o baie la apus. Să mai strângem câteva gunoaie. Am strâns și o sacoșă de gunoi.
Laguna. Wow. Ce frumos. Wow, ce tare locul, nu? Wow. Mangrovi, plantații de mangrovi. Wow, ce caldă poate să fie apa asta. Peștișori. O mică plantație de mangrovi. Ce-ar fi, mangrov, nu? Cred că da. Sau nu, par altceva. Am ajuns la 4K, dar nu pare foarte curată această plajă. De la depărtare e ok? De la depărtare da, este ok, dar când te apropii vezi tot felul de plastice. Puțin mai la mal și mai mal. La mal sunt o grămadă. Tot la lagună e mai frumos. Fog Rong Lagoon în partea aia. Dar de făcut mișcare este un loc perfect. Vi să-ți închiriezi o căsuță la plajă, vezi în poze totul frumos, când ajungi plastice. Papucii. Hai că parcă începe să devină mai curat, cred că în partea aia în față e mai curat. Așa pare. Și coșuri de gunoi sunt, uite-le. Da. Hai că de aici e mai curat. Trollerul, papucii. Unde? În față. O, locul trollerul, chiar că. Locul ăla de... Ce-i drept, am ales cel mai bun loc. Cât de bine, Valagana. Cotoci. Cotoci se numește. Village. Village, dar e mișto că e curat. E curat, ai... Prima oară ne gândeam la 4K să luăm cazare, dar bine că n-am luat aici pentru că sunt o grămadă de plastice la plajă. Și nu sunt multe locuri de mâncat. La noi chiar sunt multe și ieftine. Asta așa e. Față este barca de 5 dolari care pleacă la ora 12 și ajunge la 4:30. Face cam 4 ore. Poți să vii cu scuterul, să-ți aduci scuterul pe barcă, bicicleta. Poți să aduci orice. Orice. O umpli. E barca lucranicilor care aduc provizii. Da, sunt de la cool. Trec niște oameni și strâng gunoaie. Sunt de la organizație. Un ONG. I love, uite, I love Corong. Ce tare. Poate așa văd și localnicii și nu mai aruncă pe jos. Sau nu numai localnici. Street food.
Azi am făcut o faptă bună, am adunat și noi gunoaie de la plajă și după ceva timp i-am văzut și cu alții că adună. A picat la fix așa de tată. A picat la fix, o mare bucurie. Ușor, ușor rămâne plaja fără plastic cu astfel de oameni. Și cel mai curat loc este Nest Beach. La 10 minute de unde suntem acum. Asta e o zonă cât de cât abandonată. Dacă dai cu calculi sau de mai tare. Să tu așa. Mare combinație cu 5 dolari, îți alegi de aici un pește, răznai păr sau, bine, pui sau porc și cu un platou plus o bere. Din partea casei. Un platou ori cu orez, ori cu două felii de pâine conț. La grătar. Cool. Oh. Yeah, it's good fish. Good fish, amazing. Yeah, yeah. I buy it 2 hours before. Berile din partea casei. Hai, noroc. Dragi prieteni, veniți în Cambodgia. Primul platou a venit. Așa arată Red Sniper-ul. Frigăruie de legume. Frigăruie de legume, cartofi. Ok. Sosuri. Wow, ce platou pentru 5 dolari. Alt tip de pește, nu știu dacă se observă. Stai că până așa se vadă mai bine. Cum se observă? Cartofi, orez, sos, salată, frigăruia de legume, doar pentru 5 dolari. În prima linie. Ce a fost interesant la această masă e că au adăugat pastă de piper, care a fost foarte bună. Nu am mai mâncat niciodată așa ceva, pastă de piper.